Este un rest de rețea de canalizare pe care îl executăm acum. Sunt 3 km de rețea de canalizare, un rest care a mai rămas în localitate de executat, pentru că pe proiectele anterioare nu au fost suficienți bani astfel încât să acoperim toată suprafața localității și am mai depus un proiect pe acest rest de 3 km de canalizare, tot pe fonduri europene, a fost obținută finanțarea, am finalizat inclusiv licitația și deja am trecut la execuția lucrării. Sunt executați în jur de 300 de metri și se lucrează în continuare. Sperăm ca până la sfârșitul anului, dacă nu imediat în primăvară când se poate lucra, dar promisiunile sunt de la constructor că încearcă să termine anul acesta pentru a închide și acest proiect, să putem continua cu asfaltarea localității, pentru că suntem, deși avem proiectul de asfaltare cu tot ce, cu autorizație, cu constructor, cu tot, nu putem înainta pentru că depindem de canalizare. Deși ele au fost depuse succesiv, întâi canalizarea și după aceea asfaltarea, canalizarea fiind pe fonduri europene, iar asfaltarea pe fonduri naționale, cele naționale au mers mai rapid și ne-am trezit că suntem invers, avem deja totul finalizat la asfaltare și nu am fost gata cu procedurile la canalizare. Și a trebuit să stopăm un pic proiectul de asfaltare pentru a pune întâi canalizarea, pentru că așa este logic, să facem întâi subteranul și după aceea să asfaltăm. Este un proiect care va închide tot ce înseamnă rețea de canalizare în localitate și în felul acesta de aici încolo nu vom mai avea niciun fel de intervenții pe străzi. Vom putea asfalta și asfaltul să rămână intact o perioadă foarte lungă, astfel încât cetățenii din localitate să se bucure de condiții bune, de străzi asfaltate, fără noroaie, fără gropi și sperăm ca pe viitor să putem atrage și alte fonduri europene. Canalizarea e bună, așa, până acum aveam șoseaua bună, aveam și apă, dar canalizarea lipsea. E foarte bine de acum încolo. Și dacă se vor face și asfaltări? E mai bine dacă se face și asfaltări. Da, asta e. Foarte bine că face și asfaltările și scăpăm de noroaie. Se lucrează la foc continuu la sistemul de canalizare în comuna Poarta Albă. În acest moment, muncitorii sunt la stadiul de compactare și întindere a țevilor. După finalizarea lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare, administrația locală va demara un alt proiect de asfaltare a străzilor. Se execută o lucrare de canalizare de 3,5 km. Se fac și lucrări de branșamente pentru oameni, doar să-și lege conducta din curte până în căminele stradale. În ce stadiu sunteți? Suntem la începutul lucrării, asta e faza a doua din lucrare, dar doar ce am început-o, s-a executat aproape 300 de metri de canalizare. Estimăm undeva la 8 luni de zile să dăm la gata toată lucrarea. Este vorba de strada primăriei, strada Cișmelei și mai multe străzi pe trotuar. Este vorba de o rețea care este paralelă cu drumul național pe trotuarul paralel a lipit drumului național și între sunt 6 străzi ca tronson din 6 străzi care sunt între strada Vișinilor și drumul național. Pentru că în proiectul inițial, cei de la drumuri naționale, care erau la momentul respectiv, ne-au cerut niște condiții foarte stricte, foarte costisitoare. Atunci suma din acel proiect nu putea acoperi cerințele impuse de drumurile naționale. Ulterior, conducerea s-a schimbat, au înțeles că trebuie să se realizeze acea rețea de canalizare, ne-au dat avizul, ne-au dat autorizația de
construire a rețelei din zona drumului național și costurile au scăzut foarte mult și am putut să realizăm și această investiție care este foarte necesară pentru a putea închide tot ce înseamnă rețea de canalizare în localitate.